ultima parte a emisiunii noastre, a povestea Selenei aici la Bazarem, și Luca Ianoș, invitatul meu, povesteam despre faptul că lumea s-a schimbat, este așa cum este astăzi, ok, bun, dar voce, la urma urmei, dacă vrei să cânți, ideea e aceeași, life-ul e. Da, într-adevăr, dacă vrei să fii sincer și cinstit, sincer și cinstit, chiar și cu tine însăți, trebuie să fii live, măcar la voce. Deci nu sunt adeptul care spune că acum ai folosit un negativ și gata, ești... Nu. Dar într-adevăr, acea voce pe care o poți și ți-a dat-o Dumnezeu, trebuie să o folosești așa cum este ea, atunci, la momentul oportun. Și eu zic că fiecare muzicant în parte poate să facă treaba asta. Deci eu zic, fraților, cântați voi în șivă. Exact, asta. Deci fiți voi cei de pe scenă. Uite, și încă o întrebare. Acum, sigur că tehnica, mergând foarte, foarte departe și fiind foarte performant tot ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere, înlocuiește, nu știu, un sintetizator în urechea ta, să spunem, da? O chitară adevărată? Nu înlocuiește. Probabil că seamănă foarte, tehnica, foarte mult. Tehnica nouă, care, într-adevăr, an la rând se înnoiește tot mereu, într-adevăr, sună foarte bine. Sună foarte bine, dar există acel ceva care trebuie să vină. Poate, nu știu, poate colegul ăla lipsește de lângă tine, care trebuie să facă anumite chestii pe scenă ca tu să simți că ai un chitarist lângă tine sau un baterist adevărat sau un, mă rog, un om care să, într-adevăr, să știi că el își face treaba lui acolo pe scenă și, într-adevăr, și știe ceea ce face. Și știe ceea ce face. Bun, acum mai avem încă un material. Este foarte scurt, dar o să rog telespectatorii să înțeleagă. Tehnic era mult mai greu în acei ani. Bun, haideți să vedem materialul. Uite, de la o nuntă, da? Din arhiva ta. Bun, ok. Și aici e formația. Deci cam așa arăta, da? Da, cam așa arăta atunci. Este o înregistrare din anii 90. Așa. Suntem la o nuntă și, într-adevăr, lumea se simțea foarte bine. Atunci... Deci uite ce vorbeam, uite apropierea, da? Deci ceea ce ziua de astăzi dispare, nu există, practic. Nu mai, într-adevăr, nu mai există chestii din astea. Lumea pe atunci se distra, era mult mai pasionată de muzica adevărată. Da. Și într-adevăr prețuiau tot ceea ce se cânta atunci și tot ceea ce se făcea atunci. Da, da. Da, într-adevăr sunt imagini, apropo de naturalețea ceea ce făceați. Da, da. Asta e. Deci e ceva natural. La noi, în formație, totul era făcut pe părți egale. Deci fiecare avea instrumentul lui, fiecare își făcea treaba lui la instrumentul cu tare și, într-adevăr, la repetiții am lucrat foarte mult ca să iasă piesele așa cum trebuia să iasă, pentru că trebuia să lucrezi mult și trebuia să depui mult efort ca acea piesă cântată live să ajungă la standardele care să fie acceptate și, într-adevăr, plăcute cântate pe scenă. Și voi, practic, la evenimentele astea, voi interpretați absolut orice gen, deci tot ceea ce e... Da, tot ceea ce înseamnă. Deci muzică ușoară maghiară, muzică ușoară românească, muzică populară ungurească, muzică populară românească și tot ceea ce se cânta la evenimente. Uite, se dansa și pe afară. Da, și pe terasă, da, și peste tot. Deci, într-adevăr,
Da, erau, da, da. Erau niște ani foarte frumoși și se aprecia muzica noastră și într-adevăr... Da, e ok. Și ce vreau să mai întreb încă din acest punct de vedere? Nu neapărat din punctul de vedere al banilor, că mă refer așa. Se putea trăi așa cum erau în acel... Da. Da? Deci atunci, pe vremea formației, când din, prin anii 80, 85, 90, chiar când am început eu din 90, da, se putea, se putea trăi din, din acel, acei bani, să da, zicem, câștigați. Da. Dar atunci, în anii aceia, îi câștigai pe drept, așa. Da. Deci simțeai tu că îi câștigi din muncă cinstită. Bun, și încă ceva. Lumea așa vă... Nu știu, nu neapărat să te simți vedetă sau ceva, dar erai deosebit privit de cei din jur? Erai așa, deosebit, în... erai apreciat de, de toți cunoscuți, erai, erai un, văzut altfel, un, da, erai văzut un alt om, erai, aveai un nivel aparte. Aha. În societate și într-adevăr te simțeai mult mai special atunci când... Oamenii erau mai atenți cu mai tine, atenți, da? Erai un om cunoscut, oriunde mergeai, oriunde apăreai, știa lumea de tine. Aha. Erai omul de scenă care, într-adevăr, erai cunoscut și apreciat de toți cei din jur. Bun, spre finalul, deci, așa, existenței Selenei, cum s-a ajuns sau cum... Nu, deci, din nefericire, moartea tatălui meu a dus la... și nu numai moartea tatălui meu, a dus la destrămarea formației, pentru că bateristul nostru a trebuit să plece, a avut o problemă cu copilul lui de sănătate și aici în România n-a mai putut să fie tratat și a plecat în străinătate. Atunci tatăl meu a decedat, eu nefiind cu cine să mai reiau această activitate, atunci s-a mai rărit chestia asta. Dar, într-adevăr, Selena a fost, este și va rămâne totdeauna prin mine și cu puțin noroc visul tatălui meu va fi dus mai departe, prin mine și sper ca într-o zi fiul meu să moștenească acest... Bun, haideți să te întreb dacă ai ajuns la fiul tău, știi, a fost o, o parte puțin mai așa, să revenim la, la viață, că asta e, dar bun, ok, cu tot respectul pentru ei. Fiul tău cântă la vreun instrument? Momentan fiul meu... să spun așa, încă nu-l interesează prea mult muzica, dar eu totuși mai sper că va schimba într-o zi calculatorul cu sintetizatorul și dar într-adevăr m-aș bucura doar să moștenească vocea pe care o port eu și uite, apropo de voce, trebuie să spun neapărat, partea de voce, Ianuș vă poate spune câteva secunde, piesele pe care le auziți derulându-se în fundal, deci partea de voce, numai ca să îl auziți, trebuie să las pe el, că e, e super. Deci cum ai înregistrat vocea? Vocea pe care o auziți pe fundal este înregistrare de cameră. Da, este pur și simplu înregistrată cu un microfon la mine acasă. Deci ca să vedeți ce înseamnă. Deci poți să înregistrezi la tine acasă partea de voce dacă vrei, bun, ok, dar poți să apari la undeva într-un studio să faci playback, că mă disperă chestia asta, dar bun. Ok, deci asta se poate întâmpla în momentul în care faci muzică, deci așa, cu adevărat. Bun, acum aș vrea să te întreb, astăzi sunt instrumente, toată lumea are, adică
Există, hai să vedem, în vitrină, da. În, da. Bun, există, nu că își permite. De ce nu se, cum să spun, de ce nu merge tânărul spre instrumente? De ce alege varianta mai simplă, iarăși calculator, iarăși... Mă rog, e bine să fac... De pentru ce nu? Că, pentru că acum, mai nou, există mai multe programe pe calculatoare cu care poți să-ți reglezi vocea, poți să faci din vocea ta ce vrei tu. Deci poți să jonglezi cu acea voce. Ori o ai, ori nu ai voce. Pe calculator o piesă cântată și prelucrată prin programele acelea poate fi dusă chiar la o voce bunicică. Bun, tot așa, apropo de un program, ești foarte întâmplător, urmărind o emisiune, nu contează unde, trei habarniști, apropo, din punct de vedere muzical și un juriu din producători și specialiști, da. Cei trei au primit trei teme și fiecare să facă o piesă. Și vreau să spun că fiecare într-un studio separat a ieșit, dintre care una, în cele din urmă, s-a zis, da, domnule, fără să aibă vreun talent, niciunul, și una din cele trei putea să iasă hit după ce juriul a luat, din specialiști, da. Da. Și a zis un DJ cunoscut din Londra, din asta pot face hit, dacă doriți, se poate difuza, se poate ieși. Deci asta, apropo de scule. Dar nu există restul. Bun, și ca să, oricum, ne apropiem de finalul emisiunii noastre, plăcerea de a cânta la instrument, cum era înainte, mergea la școala de muzică, mergea la tot felul de cercuri, cu Casa Pionerilor, cu copiilor ulterior și așa mai departe, e înlocuit tocmai pentru că e mult mai comod și dai de programele astea, dă copilul tânărul, dă de programele astea pe calculator? Nu dă de programele astea, dar învață anumite chestii pe calculator și nu, probabil nu mai interesează chestiile mult mai grele de învățat, cum ar fi criteriile unui pian sau, mă rog, a unui instrument apart. Bun, Ianoș, asta este, să sperăm că va fi mai bine, că și băiatul tău va reuși totuși să sperăm. Numele Selena, după cum spunea Ianoș, va merge mai departe oricum, până el va exista și să sperăm că va reuși până la urmă să adune cumva câțiva muzicieni adevărați, oameni de cuvânt cu care să ducă numele Selena mai departe. Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația de a fi prezent aici. Dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit, unii v-ați amintit de Selena, alții ați luat cunoștință acum că se cânta muzică și acum zeci de ani în urmă. Bun, și că nu totul a început ieri și cu bum, bum, bum și așa mai departe. Bun, mulțumesc încă o dată dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit. Weekend plăcut în continuare, iar până la o nouă întâlnire aici, la Bazar N, numai bine! Ați urmărit o producție de... Înregistrarea ei poate fi vizionată accesând www.dareghintv.ro. Disco Remember, anii 80. Retrește clipele petrecute la Clubul Tineretului, reascultă.